V-ați gândit vreodată cum pinguini și cum maimuța ar putea fi prieteni? Ei bine, dacă asta era părerea voastră, aflați că nu se poate așa ceva! Wow! Pentru că ne știam să Keeper Simulator, sunt aici împreună cu Remus. Salut! Și cu pisica. Bună! Și astăzi eu sunt o maimuță, Remus e un pinguin și pisica este îngrijitoarea de grădină zoologică și Remus vrea să mă calce! Nu? Aolea, și da. Obiectivul nostru este să o prindem pe pisica și să o omorâm, pentru că noi suntem animalele de la zoo și nu mai ne convine la zoo. Nu mai vrem, da, să stăm aici. Nu mai sunt condiții. Nu mai sunt condiții. Ai o mașină. Ai, Remus. De când un pinguin conduce o de asta o mașină? Așa face pinguinul. Așa. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place și dacă vă vreți episoade de acest gen. Și mă calcă pinguinul. Scuze. Ia, da, îi dau no. Taze. Mamă, mamă. Mamă, de ce aveți Taze? Eu am și Taze. Și tu ai Taze. Ah, ce mi s-a întâmplat? Bă! Bă, m-a luat, m-a aruncat. Nu, te ajut. M-a luat și m-a aruncat pisica, bă, nene. Bă, nu e adevărat. Ia că plec de aici. Să nu cumva să mă prindă. Bă, vreau să văd cine a apăsat deja pe butonașul de like la acest episod, dacă vă place și dacă mai vreți episoade. Cine a fost primul, frate, care a apăsat pe butonul de like? Eu. Tu ai fost, nu cred, mă, cred că prin cei care se uită acum la episod au fost printre primii. Dar oricum, dacă n-ați apăsat încă butonașul, vă recomand să-l apăsați. Ia să vedem. Măi, eu am luat un scaun în mână, ce părere ai tu de mine? Mai mult cu scaun? Ia mă, că-l baci pe Remus. Eu bat pe toată lumea astăzi. Dar nu pot să sar. Nu doar pinguinul ăla. Sunt mai mulți pinguini. Uite o grenadă. Nu ah! Grenadă. Bă, nu mă mai arunca. Că unde ești? Arunc oamenii ăștia de aici, din grădina zoologică. Da chiar, ia. Uită-te pisica ce fac eu cu oamenii tăi. Oamenii nu, tăi din grădina zoologică. Nu, ia uite. Mamă! Sunt în partea cealaltă a hârții. Bă, aruncă-l grenada aia. Mă, frate! Mă, frate! Băi, e nebună! E nebună maimuța asta! E maimuță turbată! Iată, e turba maimuță! Ah! Bă! Pisica, uite! Uite ce-ți dau! Mă, poți să iau răhățel de jos? Uite ce-ți dau! Poți să-l strângi! Aoleu, aruncă Remus cu răhățel! Trebuie să strângi, să îngrijești aici zona! Iar noi, bineînțeles, să luăm răhățelul și-l aruncăm în tine! Aaaa! Uite, te-am aruncat în răhățel! Aolei! Toți pereții! Aolei! Pisica, vezi că dau cu răhățel în tine! Am dat! Mamă, frate, ce-a lăsat pe jos! Nu! Bă, dar vreau și eu să... Ia stai o secundă, o să vreau să mă joc și cu alte animale. Vreau să văd și alte animale, o să încercăm și alte animale în episodul de azi. Da. Ce animale mai sunt cu care să mă joc? Pește, elefant... Pește? Cum e peștele? Girafă. Păi peștele trebuie să fie în apă, lol. Aia, acum na. Merge peștele pe aici? Da. E, stai că... Bă, stai mă că mi-au... animalelor mi-am dat demisia, la revedere! Stai mă că vin și eu cu mașina, stai! Da-te, pinguinule! Ia mă! Rochez! Rochez! Vine, mă duc eu după ea, mă duc eu după ea! Mă duc eu după ea! Ia! Vezi că vine maimuța după tine, vine maimuța! Pregătește-te! Nu! Pregătește-te că vin! A, mi-a luat foc mașina! Da, vezi, vezi? Păi, de capul meu mi-a luat foc mașina, nu credeam că poate să ia foc. Ia seama cu elefanții ăștia să văd ce e, care-i treaba. E, am aruncat elefantul lul. Mamă. Ce zici de mine că arunc elefanți? Cât de forțoasă e mai... Așa puternic ești. Da, frate, lul. Ce bine e. E, uite. Iată, uite-te. Uite-te în sus. Unde? Pus la 100 de metri în sus. Ce ai făcut? Te-ai dat cu bomba? Da. Aaa, am înțeles. Uite-mă, sunt... Dar nu mai găsesc unde sunteți. Păi noi în tot pe aici prin zona suntem, adică nu cred că am plecat prea departe. Ia stai așa o secundă. Bă, unde? Ia stai o secundă. Da, uite, pe aici sunt delfini. Da? Stai să văd unde... A, îi văd delfinii. A, văd maimuța. Arunc omul. No, ce l-a dat jos. Ce? Tot unde mă vezi pe mine? Că nu te văd bine. Ia uitați-vă în cer, uitați-vă în cer. Ce fac? Pinguinul zburător. Cum mă dau jos? Gata. Ia pisică, vrei să faci o baie? Bă, Maxim, poate tu vrei să faci o baie. Poate tu vrei să faci o baie, ia fă o baie. Bă, de ce mă poți arunca așa? E corect. Bă, dacă ați ajuns până acela episod și n-ați apăsat încă butonașul de like, hai să apăsăm cu toții butonașul de like, voi număra până la 5 și la 5 să-l apăsăm, bine? Hai să vedem.
1, 2, 3, 4, 5. Like. Sper că ați apăsat și voi butonașul și vă mulțumesc mult de tot dacă ați făcut acest lucru. Bă, mai are puțin pisica, nu mai are foarte mult HP. Da. E cu mine pinguinul și mă bate sub apă. Păi pinguinul noată pe sub apă. Și eu un not. Ia că-ți dau taze. Ia, vin un coci. De ce mă poate lua? Asta sunt girafă. Hai să vedem ce se întâmplă dacă sunt girafă. Bă, dar ce pinguin explozibil, ce faci? Sunt în aer. Mă, frate, și de unde ai atât de multe de astea? Nu știu. Eu sunt la delfine acolo. Mă întrebare dacă sar peste hartă. Ia, ce pot să fac? Ce pot eu să fac? LOL! Fac-se la delfini, ia să mergem. Oh, LOL! Ce mi se întâmplă la gât? Bă, așa nu e normal. A dat și ceva cu fum. Ok. Eu. De ce mi-e gâtul lung cât un kilometru? Dă-i drumul la click stânga. Frate, dar cât se mai poate lungi? Că... dă-i drumul. Oh my god. Oare se comport? Bă, m-a luat în brațe! Treci acasă. Alo? M-a luat în brațe. Cum se poate să mă iei în brațe? Bă, aici nu e locul meu, aici la pinguini. Aici nu este locul meu. Uite-l pe pinguin, cum a ieșit afară. Ia vină, mă. Ia vină. LOL! Bă, dar aici e un gheț, aici e un gheț, aici nu e loc de girafă. Alo? Nu mă aude nimeni, frate, eu sunt aici o girafă neajutorată. Ia. Ia uite-l, mă, cât a gâtul își face, doar. Lol, frate, te faci ca o praștie, deci... ia, stai să încerc. Deci mă fac așa, mă trag în spate și dintr-o dată o să mă dau în față. Ia, așteptați să vedeți, ia, fiți atenți. Ia. Păi că oprește, te faci cu girafa. Da, dar nu te lasă să evadezi. Băi, eu sunt curios cum conduci cu girafa mașina. Bă, nu vine să cred. Nu vine să cred cum conduce girafa. Trebuie să vedeți chestia asta, lol. Nu pot să cred așa ceva. Bă, deci uitați-vă cum conduce girafa, lol. Frate. Frate, cum să conduce așa mașina ca girafa? Explicați-mi și mie. Mă, căcat. Îmi ia carnetul. Mă, frate. Mă, frate, bă, ce mi s-a întâmplat? Îți cu gâtul în jos. Asta m-am făcut un elefant și Remus a făcut el zookeeper-ul. Hai să vedem. Ce pot să fac cu elefantul, nu știu. Bă, ce e aia, un pește? Lol, un pește care a scuipat cu apă. S-a spart geamul. Eu sunt. Pisica, ai spart geamul ăla. Am furat. Am dat drumul. Furasem. Acum. Bă, intrăm aici în restaurant. La voi. Dă-i acolo, sparge. Am luat un scaun, am luat un scaun, sparg geamul aici. Ma, ce-am pățit, m-am împiedicat. Mamă, fii atent. Facem praf aici, pe zookeeper-ul nu se uită. Te luat. Cum poate să mă ia zookeeper-ul, că sădita mai elefantul, am 10 tone. Alo? Uite și fuge cu tine. Frate, nu mi se pare ceva normal. Nu mi se pare ceva normal ce se întâmplă în jocul ăsta. Ia dă-mă că... Bă, dar nu se poate așa ceva! Fuge cu mine în brațe! Ia uite, m-a luat cu... Mama, nu pot să cred așa ceva! M-a luat cu chestia aia de zbori cu ea! Stai că vreau să te duc în aer! Ce a fost sunetul ăla? Nu știu! Mă, frate, dar eu nu pot să fac nimic ca elefant! Ia lasă-mă puțin, să văd dacă pot să mă ridic! Ce pot să fac ca elefant? Pot să fac așa, dar îți face ceva? Nu-ți face nimic! A, ba da! Hai! Da. Pot să fac așa. Da. Eu nu știu, eu nu pot să atac. Nu pot să atac? Vezi... Încearcă click stânga. Încearcă click stânga dacă vezi dacă poți să ataci cu click stânga. Cred că îi dau cu codița și zbor. Stai că îți dau cu asta. Aulei! Mamă, frate, aruncă cu tot felul de... Bă, vreau să văd cum conduc. Vreau să văd cum conduc mașina. Ia. Hai. Elefantul conduce, dar cum conduce peștele? Stai că vreau să văd și eu. Ia. Ce zici, mă? Conduce acolo mașinuțe, mă duc să-mi iau una roșie. Conduce elefantul mașina, ce zici tu de elefantul meu? Mamă, nu pot să-l iau. Ce părere ai de elefantul ăsta? Deci, te rog frumos, da? Stai. Ia uitați-vă la mine. Bă, și-o mai profesionist. Nu! Bă, dar nu e corect, nu se poate. Pisica, salvează-mă, calcă-l. Te salvezi, vin. M-a băgat în asta cu acvariu. Sunt pe clădire. Nu știu, m-a teleportat pe clădire. Lol, frate, ce faceți acolo?
Cu mașina la baie. Doamne, ce joc, ce... Sunt și eu pe clădire. Frate, ce... Ia mă, bă, dar nu poți să te apuc. Nu poți să cred așa ceva. Așa, bravo, bravo, bravo. Bravo, pisică, dă-i. Dă-i că-i dau și eu acum. Uuu, ce l-am aruncat. Mă, frate. Lol. Eu mă calc singur cu mașina lui pisica. Dar cum conduce peștele? E peștele pe volan. Cu grijă. Ah! Ah! Te-a luat. Am furat ăla, ia. L-a călcat. Am furat ăsta, ia. Nu, de ce mă tot poate apuca? Mă, frate. Eu sunt un pește care a ieșit din acvariu, dar nu e nicio problemă, că... Ia să mă vedeți. Că dau și cu apă, ce mă duc. Dar nu văd unde ești. Stai așa, că văd că îngrijitorul își face treaba aici și trebuie să nu-l las. Păi nu-l lăsa. Sunt la acvariu, acolo, la acuarium, unde... Sunt delfini, am impresia? Cred că sunt delfini acolo. Delfini, stai că mă uit... A, nu, e un rechin aici! What? E un rechin! Ia, eu pot să înot ca lumea în apă? Da, eu pot... În apă eu pot să înot ca lumea, aici e treaba, aici e treaba mea. A, m-am mâncat rechinul. Oh, nu. Unde sunteți, că nu vă găsesc? Eu sunt la rechin, nu știu unde e rechinul, să zic sincer. Încerc să ies de aici, pentru că mi-e destul de greu. Gata, am ieșit. Cred că știu. Mă duc să... A, văd pe cineva cu o mașină. Cred că e pisica. Nu, eu nu. E cu mașină roz. Ce? Tu ești Remus. Remus, vino să te... Nu e pisica. Vino încoace! Îți dau cu taserul. Bă, dacă vin acum la tine, ce mi-ai făcut când eram elefant, vezi ce-ți fac eu acum. Dă mă că îi dau cu taserul. Okay. Ah, m-a aruncat! Ce ai zis? Așteaptă doar. Așteaptă că vin. Unde ești? Ia vină mă tu încoace. Și am grenadă. Ah, e pește cu grenadă. Atentat. Wow, ce am dat-o. Ia stai așa. Eu nu vă văd. Nu știu unde ești tu. Eu nu vă văd deloc. Noi suntem la scrie acuarium și... E o zonă... Mamă! Aha. Ah, vă văd. Aha. Mamă, director în magazin, în restaurant. M-a aruncat în restaurant. Dacă îți dau cu scaunul ăsta. La bucătărie. Mamă, ce bătaie, dar lui Remus. Nu m-a apucat. O, bine! Mamă, am dat-o. Stai să vezi că am scaun. Nu. La bucătărie. Nu m-a găsit. Bă, încerc, fii atent că încerc să-i dau una, dar nu pot. Ia uite-l cum fuge cu mine. Gata, l-ai dat una. Ia, unde ești? Ne-a trimis pe acoperiș. Nu știu de ce te trimite pe acoperiș, că am pățit și eu chestia asta. Pleacă de aici, domnule îngrijitor Remus. Nu. Băi, eu pot să arunc cu scaune. Ia uite cum vin după voi. Ia. Eu vreau să comand, dar vreau bă, să comand. Bă, ți-am dat în cap. Bă, dar ți-am dat în cap, de ce nu te-a lovit? Vreau să comand o ciorbică. Bă, Remus, ți-am dat în cap cu ăla. N-am văzut. Ia stai, ia vino încoace. Vino afară puțin. Unde ești? Vino, face așa. Ia uite. Mamă, sub masă m-a băgat. Așa, mai vine acasă. Ia mă să văd unde ești. Ia mă, vino încoace. Te crești mecher, da? Te crești mecher. Aoleu, chiar să crede? Chiar s-a crezut și mecher. S-a făcut de râs. Ia. Mă duc aici la burgeri, peste stradă. Fugi. Nu, m-a luat! Aoleu, m-am prins în semnul de burger. Gata, sunt bine. Ia să văd. Îi arunc cu scaunul ăsta în cap. Mamă! Mi-a dat-o! Mă, îți dă ceva damage. Nu! Nu! Fugi. Vino încă. Nu! După ce îmi dau atacul ăla, nu mai mă pot mișca o perioadă. M-a dat iarăși pe clădire. Lor, este ceva și bug. Da, e. Merete de acolo. Nu m-a apucat. Nu. Oh. Lasă-mă. Pisica nu te poate ajuta. Dă-mi drum. Dau cu tine peste gard. Bă, nu. Dă drumul. Nu, n-ai cum. Ce ți s-a întâmplat? Mamă, ce sunete scoate. De ce te-ai picat pe jos? Bă, dar de ce ești tu mai rapid decât mine? Nu prea sunt. Wow. Ce s-a întâmplat? Ia, am o grenadă. Max, zic, am vrut să zic, mamă ce piscină mare, mamă ce rechin înăuntru. Ah, ok, e rechinul, dar nu știam de ce s-a speriat pisica așa de tare, rechinul, am înțeles acum.
Am înțeles, că la pisica când e vorba de rechin, e papa la revedere. Ah, da. Că mai are puțin Remus și-l omorâm. Dar nu știu, aș schimba caracterul, dar nu știu ce caractere mai sunt, ia să vedem. Hai că m-am făcut și eu pinguin, să văd și eu care-i treaba. Eu uite și pe pisica e pinguin. Iete! Vezi ce drăguți sunt? Dar unde e? Că nu înțeleg, ia stai cam o grână. Eu că nu-l văd. Paznicul! Dar unde e paznicul? Dar a rămas blocat. Unde? Unde? A, gata, v-am păcălit. Uite, mai are foarte puțină viață. Uite-l. Vezi că îți dau cu Nemo în tine. Vă, nu cu ce arunc. Cu ce s-a aruncă Nemo? Ah, m-a luat! Bă! Aude ce fac. Nu, nu! Nu, vezi că te aruncă la rechin. Nu, m-a aruncat foarte departe, nu la rechin, dar... Nu! Pisica! Vezi că l-am prins pe Nemo și... Nu iar! Vezi că vin! M-a aruncat departe. Nu, și pe mine a vrut să mă arunce la rechin și n-a reușit. Vezi că îți dau cu Nemo în tine. Bă, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ai dat cu Nemo. Am dat eu cu Nemo în tine? Nu, că eu încă l-aveam pe Nemo în mână. Da, aparent am animalzuit, am câștigat, habar n-am cum. Dar, da, oameni buni, ăsta a fost Joculețul. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți și alte episoade, nu uitați să apăsați acolo butonul și de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pam!